În cadrul manifestărilor dedicate anului omagial al satului românesc și anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, în parteneriat cu Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia și Asociația Culturală Pictor Octavian Smilgeschi, organizează o expoziție temporară denumită Contribuția tipăriturilor bisericești la dezvoltarea culturii și limbii române. Expoziția a fost vernisată astăzi în holul cu un mozaic din cadrul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia. Evenimentul a început cu un recital de pian susținut de Iosif Mira, elev la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București. Iată că în al cincilea an de funcționare al Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, adăugăm promovării patrimoniului bisericesc, cultural, în cadrul Eparhiei Dunărea de Jos, adăugăm și o expoziție itinerantă care își dorește să iasă din granițele zonei Dunării de Jos și să contribuie la aducerea la lumină a rolului determinant și providențial al Bisericii Ortodoxe Române și al slujitorilor ei la formarea culturii, la formarea limbii române literare și la istoria culturală în general. Așadar, ne aflăm aici la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a Înalpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu o expoziție itinerantă, Contribuția tipăriturii bisericești la dezvoltarea culturii și a limbii române. Expoziția își începe periplul său aici la București, în acest centru sacru al Sfântului Constantin Brâncoveanu, un centru cultural de excepție care a fost un far pentru cultura epocii sale. Sperăm ca prin această expoziție vizitatorii să conștientizeze rolul determinant al Bisericii Ortodoxe Române și al slujitorilor săi la formarea și la dezvoltarea culturii și a limbii noastre românești. Acest proiect expozițional își propune aducerea în fața publicului a unor exemplare de carte veche, apărute începând cu secolul al XVII-lea, în cele mai importante tipografii din țară și valorifică tipărituri bisericești și manuscrise de muzică psaltică. Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia găzduiește în luna martie și aprilie, în holul cu mozaic, o expoziție de carte veche și icoană dedicată Sfintelor Sărbători Pascale. Această expoziție ne-a fost prilejuită de Părintele Cătălin Ilie de la Arhiepiscopia din Galați și sunt lucrări reprezentative, cele mai importante piese din colecția Muzeului Arhiepiscopiei Galați. Expoziția vine în continuarea unei alte expoziții cu obiecte bisericești care a avut loc în acest spațiu și exact în aceste vitrine în luna decembrie și ianuarie anul trecut și anul acesta, cu tezaurul de la Tulcea. Câteva obiecte de asemenea de mare importanță, elemente de argint și de aur din ce fac parte din tezaurul bisericesc de la Tulcea. Cu bucurie am venit de la Sibiu, de la Muzeul Național Brukenthal, la Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, ca să deschidem o nouă expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Venim, iată, la, să spunem așa, invitația domnitorului creștin și martir Brâncoveanu Constantin. Aici, la Mogoșoaia, în luna decembrie am venit cu expoziție Tezaur Episcopia Tulci și iată, acum în preajma Învierii Domnului, venim cu expoziție de carte veche și icoane care, iată, întregesc într-un mod armonios valorificarea tezaurului cultural bisericesc. Expoziția poate fi vizitată în perioada martie-mai 2019, de marți până duminică, între orele 9-17.